amiază, mă. Ce ai puțin, mă, ți-ai pierdut inteligența? Ce ai puțin? Nu-ți, Poponețule, peruca pe care o cumpărase specialmente pentru tine să o pui pe cap, mă, ca să nu mai arăți alu Beniță, na? Ce spune? Păi cum să-și pierdă, mă, inteligența? Păi ce, a avut-o vreodată? Păre, Matiescule, da. Mi-am pierdut căruțul, mă, pe care luasem pentru tine să spui burtoiul să te deplasezi. Ce vrei, mă, ce da? Și tu ai râs, ce este închip? Hai, bă, Sofica, nu ai văzut care cumva pe undeva chipiu? Hopa, am rămas fără dotare, a? Poate voi, Petreușilor, că eu am la mine mereu. Vreți să vedeți? Poate vrei să-l chemăm și pe șeful să o vadă și el, nu? Unde? L-ați găsit? Bă, nu cumva voi mi l-ați ascuns ca să vă bate joc de mine. Păi, de ce de matale, șeful? Nu era lui Chiorete? Cum să fie al lui? Nu e al tău și nu va fi niciodată. E al meu! Cum să fie bre al matale? Că scrie numele meu pe el, Chiorete Ilarie. Adică ți-ai scris numele pe... Da, bre, da! E specialmente ca să nu mi-l fure ăștia să joace fotbal cu el, ia. Așa, mă, bestii fără suflet? Vreau să jucați fotbal cu poneiul meu? Nu, cu chipiul ăsta, șef! Adică, de fapt, nu vreau să jucăm nimic cu nimic, ce să... E o minciună țăranească, dar un țăranul. Păi și tu pe ce ți-ai scris numele, mă? Pe chipiu sau pe Mozart al meu? Pe chipiu, bre, păi cum să-mi scriu numele pe Mozart? Păi ce, eu sunt ponei? Corect, te-ai mărțoagă. Da, dar mai bine decât mă gari. Încetați naibii și spuneți-mi imediat unde e Mozart! Șeful, v-ați pierdut căluțul? Nu l-am pierdut, tântălăule. Mi-a fost furat. Și la cum schimbați vorba, sunteți suspecți cu toți. Și eu, șeful? Mai ales tu. Că sigur pentru tine l-au furat ăștia. Ca să ți-l facă cadou. Dar n-aveți nicio șansă. Că de câte ori iese din secție, o percheziționez până la piele. Așa. Sofica, vezi că a sunat tanti? Să te duci până la... Adică a sunat tanti să te duci până la vărtul. Da. Sau invers? Sunteți doi măgari! Eu le-am zis, dar n-a vrut să mă crească. Tu, moaște-o, dar te moaște! Gogoașe, unde trebuie să-ți la ora asta? La servici. Și tu la fel. Nu și tu la fel, că eu te plătesc pe tine, nu tu pe mine. Mă plătești pentru că îți permit eu să mă exploatezi. Zi mersi că dacă nu te exploatezi, eu mor de foame, bă, pârlitule. Așa crezi tu. Dar nu mor ca ei când vor porci. Mersi de compliment. Hai că de când cu ceaiurile astea și cu reacțiile arverse, am căpătat renume de armăsar. Tu erai porci, bă, nu armăsar. Păi da, bă, că și ea e viril. E... Adică... Adică o să câștig mai mulți bani decât iau de la tine, mârlane. Aaa, super! Că dacă-ți mai iei un serviciu, înseamnă că o să cotizezi mai substanțial în casă. Dar nu-mi iau niciun serviciu, pupăză. Îmi depun doar dosarul ca să obțin indemnizația de handicap de la stat. Că dacă tot m-a scos mămica nebun, măcar să profit. Păi și cum, bă, dar... Bună, Teo! Auzi, eu cum mai figurez la tine în acte? Sănătos sau nebun? Ah, Chiorete, bine că ai venit! Ai mâncat, eh? Tot parizat, să-ți fie de bine! Iată încă vorbeam cu Matescu. Solomon o să ne acuze pe toți de furt. Că știi că e nebun când e vorba de Mozart. Și până dovedim noi că suntem nevinovați, s-au dus carierele noastre. Nu știu, mai mult decât oricând, de data asta trebuie să fim uniți, toți trei. Ce să mă? Ce faci, mă? Aoleo, termina! În cuget, Matescu, în cuget! Nu-mi simt! Oh, da, mă, am înțeles că în cuget, dar...
Fizicul ajută cugetul, nu? Și cu dragi, Damian, scăpăm noi de acuzație. Că eu n-am niciun Mozart să-i dau lui ăla. Da, nu, nu-i trebuie să-i găsim alți suspecți. Înțelegi? Care naiba alții? Că aici în birou nu suntem decât noi. Și mă rog, mai vine din când în când Don Chestor. Poate vrei să-l acuzi pe dânsul? Nu, normal. A, dar poate l-acuză Solomon pe domnul Chestor. Și dacă l-acuză, domnul Chestor o să zică că e nebun și o să-l suspende din funcție. Și dacă îl suspendă din funcție, cine o să fie șef de secție? Noi. Exact. Alo? Nu. Domnul Chestor o să pună șef de secție pe unul dintre noi trei. Clar, nu? Da. Păi, dar voi sunteți puțin complet, tra-la-la. Cum dragi, Damia, să creează Solomon că ia Ciordi Barosanu Poneiu, mă? Păi dacă îl vede pe Mozart la domnul Chestor, o să creadă. Noi nu trebuie decât să îl plasăm lui domnul Chestor. Da, mă, dacă să-l plasăm, trebuie să-l găsim, nu? Aici e cheia. Unde ar putea fi? Cine l-a luat? Cine a mai intrat aici, în afară de noi? Baba! 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 Ca să-l atragă la ea, să-l călărească! Pe cine, mă, pe Poneiul mic de pluș? Să-l călărească pe Solomon, deșteptule! Hai, mă, cum să-l călărească baba aia nebună pe Solomon când are trei exemplare superbe aici, uite! 1, 2, 3 și ăsta-i și țăran de-al ei! Vârtos! Mersi, mă, Foponeț! Au! De ce ai dat, mă? Că-și căfică m-ai făcut țăran! Asta e! He, ia și tu dacă asta e! Stai, mă, ce dai, că nu la tine mă refeream! La Doruleț! L-am găsit! El e suspectul! I-a furat Poneiul lui șeful ca să se răzbune că nu l-a angajat aici la noi în secție! Corect! Bravo, mă! Case closed! Încă nu! Că ți-am demonstrat că nu te-am făcut țăran! Acum sunt închit! E, acum e closed case-ul! Hai să deșindem la Doruleț! Pe cai! Ușor, mă! Ce vă grăbiți așa? Bagă sirena, Chiorete! Ați venit, tântișor? Așteptam menajera. Menajera? Păi ai tu bandă menajera, mă, pârlitule. O plătesc în natură. De-aia să-și aude ce s-aude din pivniță, că... O facem acolo, că mi-e rușine să nu mă vadă naibii cineva, că e mai în vârstă. Lasă vrăjeala și zi unde l-ai ascuns, că pe noi nu ne prostești. Eu l-am ascuns? Nu l-am ascuns! Cine v-a zis că l-am ascuns eu? Flerul nostru de profesioniști desăvârșiți. Aha, a recunoscut. Ce dragi, Damia, a recunoscut, mă, că în tomna a zis adineaurea ca abar n-are unie. Da, știe despre ce e vorba. Deci, e complice. Zi unde e pastilatul, că dacă nu-ți ridicăm casa cu fundul sus. Nu puteți, că n-aveți mandat. Băi, de unde știi tu, mă, de-astea cu mandat? De unde știi tu? Aha, ai uitat că am vrut să dau examen să intru și eu în poliție și m-a sabotat voi doi? A doua dovadă incriminatorie. Recunoaște că e ofticat că nu l-am băgat în poliție și acum se răzbună. Ok, pastilatule, ne întoarcem cu mandat de percheziție și atunci o să vedem ce o să mai spui. Infractor deosebit de pregătit. Haide, mă! Alo, tanti, poliția află că-s calțonii la mine în bici și vine cu mandat. Da, trebuie să-l mutați rapid acolo. Eu o iau înainte la secție, poate reușesc să mai întârzi un pic. Ce? Ești handicapat cu acte regulă sau cum? Încă nu. Sunt tot neoficial. Ca și tine. Că trebuie să vină una de la comisie ca să mă verifice. Și voi trebuie să confirmați că sunt nebun. Asta dacă vreți să cotizez în casă, domnul Pupăză. Aha! Ai ajuns iar la mâna noastră. Tragi din gură, făinosule, că tu nu trebuie să confirmi. Că nebunii nu se pot certifica între ei. Glumeam, neghiniță. Eu te fac nebun cu plăcere, gogule. Ți-ai dat seama că n-ai scăpare și ai venit să-l predai singur, nu? Ok. Recunosc, e la mine, dar n-am nicio vină. N-ai nicio vină? Cum mă n-ai nicio vină? Nu tu l-ai luat cu mâna ta de aici din birou? După examen? După examen? Petru Pix, m-ați venit peste mine? Nu-l cheamă Pix, că nu e câine, e Mozart, da? Mă rog,
nu mă pricep la denumiri, da? L-am luat din greșeală, că m-am jucat cu el și l-am uitat în buzunar. Da, vi-l aduc imediat. Nu zici, mă, că am scăpat și de mandat și de percheziție. Băi, profesioniști adevărați, ce să... Șcalțele, astăzi o să jucăm un alt joc. Ce joc? Uite, tu te întorci cu spatele și o să încerci să ghicești unde te ating eu. Bine, dar să nu mă gâdil, da? Că mă deranjează. Nici o grijă că chestia asta nu-mi gâdila. Șa! Ho! Ești aici, bre? A, olu, ce praf e. Alarmă falsă, să știi. Nu pe scalțonel căutau. Căutau un pix pe care l-am dat eu din greșeală când am dat examen la secție. Și-abia acum spui tântălău satului. După ce mi l-am anestezat pe scalțone, dar nu o să mai fie în stare să facă nimic toată ziua. Trebuie să o fac cu tine. Au. Stai, bre, tanti, că acum am aflat și eu. Și dacă nu le duc la ăia pixul, vin cu mandat de percheziție. Doar ți-am zis, așa că trebuie să mă duc acum. Mă, stai, că sunt ruptă de cărcă. Unul i-aș zis să-l scop ăla de acolo. Păi, Doamne, să nu rămân capră, că m-aș dura să fiu așa. Acum mă credeți, poftim? Da, era aici! Gogoașă, te chinui degeaba, mă! Că și dacă ești nebun de adevăratele, tot trebuie să dai 10% din indemnizație în casă, așa cum am stabilit! Stai liniște, bă, că nu e o chestie gravă. Eu de când am început cura asta de ceaiuri, văd un iepure uriaș, ca ala de Alice în Țara Minunilor. Dar nu poți să-l prind niciodată. Cum mă apropii de el, cum fuge? Îl cauți degeaba, că nu-i aceea, Gogule. Când o veni, îl momesc eu cumva cu morcov și te strigi pe tine ca să-l vezi. Uite-mă, gata, l-am adus. Ce-i asta, mă? Păi, pixul de care a zis că l-am luat la examen, na? Deci continui să-ți bagi joc de noi, puternicosule. Bine, e, păi în cazul ăsta, hai să faci, mătăluță, o excursie inițiatică de cunoaștere până la arest, mă. Ce? Dacă vrem să ajungem șef, trebuie să ne formăm și noi în vocabular. Dar de ce, mă? Că am recunoscut că l-am luat din greșeală. Și greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Puteți să-mi dați o amendă. Nu pisul trebuia să-l aduci, tăfălogule. Da, despre ce era vorba? Despre iubitul. Iubitul lui tanti? Ok, recunosc, e la mine în beci, dar eu n-am nicio vină. Ce tu faci mișto de mine, nesimțitule? Așa, mă, faci mișto de feblețea noastră? Și a noastră, mă? Bă, dar tu știi că imediat te duc la arest? Dar nu fac mișto de nimeni, vă jur. Uite, veniți cu mine să vedeți că e în beci. Doamne, uram cu pane! Scalțone, e în beci! Stai aici, tu! Tu stai aici și rezolvă cu Solomon ce-am stabilit. Știi tu? Haide! Stai, copa mea, ce cabă-i, băiețe! Stai, multe goși, mă! Stai în locul ei, că se ruptă de cărcă! Băi, alu! Mă, ce s-a făcut puțin rău?
Hai să-ți dau cu puțin apă pe față, hai! Hai! Am făcut mișcare mult așa, hai! 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 Hai, merit-o așa, hai, pe tine! Hai, hai! Eh, acum v-ați convins că nu mint? Da, m-am convins că ești un mincinos! Ce naiba? Ah, știu! L-a ascuns dincolo! Unde? Ce dincolo? Dincolo, în beci la gogoașă! Cine l-a ascuns? Mătușită, hai să te arăt! Da, te... gorilă! Aoleu, ce e aici? Unde e? Unde e? Unde e un fratele? Unde e? Eu sunt proastă că m-am luat după mincinosul ăsta! Bă, tu ne faci feblețea proastă? Păi aici trebuia să fie, jur! Că așa face baba! Îl mută! Pastiratule, te mai întreb pentru ultima oară. Ai grijă ce răspunzi, că s-ar putea să putrezești ca contele de Monte Cristo în pârnaie! Cine, mă? Dacă vrei să ajungi în șef, trebuie să părem și noi citiți. Dar nu trebuie să citești cartea. Reține doar titlu. Montele de Conte Cristo. Cum vrei tu. Așadar, unde ai ascuns poneiul? Poneiul? Care ponei? Pe care l-a adus baba pentru scalțone. Baba a adus ponei? Asta mă bagă la zoofilie. Eu vreau un arest, că acolo e mai sigur decât oriunde. Păi atunci mișcă, infractor deosebit de tântălău. Hai, treci, gorilă! Mincinosul, dracu! Arde-l, Sofia! Don Cheston mi-a luat poneiul? Păi așa mi-au zis Matiescu cu Poponeț, ia. Dar de ce să mi-l ia? Păi nu știu, dar poți să-l întreb așa, mai pe ocolite, când o veni Acile la noi, că trebuie să pice din clipă în clipă. Hai, atențiune! Trăiți! Ia spuneți-mi, cum merge treaba cu noua colegă? Se acomodează? Normal, Don Chestor. Auziți, da, așa, în altă ordine de idei. Vă place Mozart? Mozart! Teribil, mă, știți cum mă relaxează? Mă, e ceva... Don Chestor, vă rog respectos să mi-l aduceți, că mie îmi place mai mult decât vă place dumneavoastră. Eu chiar îl iubesc, nu pot să trăiesc fără el. Da? Da. Bine, mă, ți-l aduc. Ce problema asta? Îmi iau altul. Hai, ocupați-vă de casă. Vă mulțumesc. Hai, trăiți! Ce-i cu ăsta, mă? L-am adus pentru că e... Adică era suspect în dispariția lui Mozart, șeful. Dar dacă s-au lămurit treburile și la Don Chestor, îl eliberăm. Hai, bă! Dar nu vreau! Că pe urmă, pe lângă complicitate la sechestrare, o să mă acuzați și de zoofilie. Și nu uitați că v-am furat fixul. Nu puteți să-mi dați drumul. Dacă îmi dați drumul, vă acuz de favorizarea infracționalității. Ia uite! Ia uite, sună! E baba! Vrea să-i țin calul. Nu pot să vin, bre! Nu mai suna, că sunt arestat! Ăștia vin cu mandat de percheziție. Amore, ia întoarce-te puțin să văd ce-ți mai face problema. Dacă nu eram noi înțepenită, să nu spuneți mie capră. M-a făcut careva capră că vă prafui. Haide, băi, copacel. Nu-i bine, că dacă vin polițiștii pe tunel, o să-l vadă. Dar cu ce aștept tunelul? E prea ușoară asta? Cu zile nu merg? Cu ce aștept? Știu ce iau eu de la mușchiulică. Uită-mi! Ce dracu! Doar n-am început să o iau razna la binele! Hey.
Nimeni nu are la casa. N-am găsit nimic. Ce-o faci eu cu ăsta? Dar nu mai bine îl duc eu sus. Ce bună idee. Ce ai, băule? Iar a apărut corpul lui Scalțul în beci. Și nu e fantomă, că l-am pipăit. Și i-a plăcut? Eu vorbesc serios. Și eu. Oricum nu scap de aia 10% cu care trebuie să cotizezi, oricât de nebun ai deveni. Costele, am nevoie de dormitorul tău. De fapt, e al meu. Pentru că nu vreau să o deranjez pe Sofica, că în seara asta are de rezolvat niște dosare pentru la poliție. Sofica, da? Sofica, Sofica. Ce are ăsta, bă? Face pe nebunul, bre, ca să ia indemnizație de standilou de la stat. Ne? Sofica, ține-te bine să nu cazi. L-am găsit pe Scalțone. Unde? La mine, în beci. Gogoașa, dă-ți singur două palme, că dacă vin eu acolo, îți dau 20. Și dacă îți mai bași joc de mine o singură dată, o sun pe Măta și o trimit acolo să verifice. Că ea sigur gustă glumele tale. Proaste! Am închis. E, dacă nu-l vrei tu, sigur să-l vrea. Tonto. Unde-i mămica? Dincolo, dar a zis să nu intrăm ca minte de crapă pe toți. Mămica! Ce-i, mă, ce-i de te răgnești așa? N-am spus că vreau să mă odihnesc? Mămica, știu unde e Scalțone. De unde știi? Nu contează! L-am văzut cu ochii mei! E la noi în pivniță! La noi în pivniță? Bă, tu ești nebun de binele! Nu, bre, să preface, nu faci mai devreme, ca să ia banii statului! Bă, nu mă prefac, chiar l-am văzut! Dacă nu mă crezi, hai să te convingi! Cobor în pivniță! Mergeți, mergeți, că pe noi ne-a prostit mai devreme, nu mai suntem curioși! Ia, ia te să auzi acum! 3, 2, 1... Dar era aici! L-am văzut cu ochii mei! Bine ați venit! Ura! Ura! Stima noastră și mândria, domnul Chestor România! Ura! 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 Bă, ce primire fastuoasă! În cinstea lui Mozart am organizat totul. Păi vă, place chiar așa Mozart? Păi în condițiile astea putem să organizăm un simpozion pe tema Mozart. Sau dacă vreți, un festival, mă rog, dacă sunt mai mulți care îl plac. Toată secția îl place, domn Chestor. Da? Și ca să vă dovedim, în cinstea lui am pregătit Oda Bucuriei. Solomone! Oda Bucuriei e a lui Beethoven, mă, nu a lui Mozart. Ah, asta e compoziție proprie de la noi pentru Mozart. Băieții, 2, 3 și... Bun venit, ponei pufos, la tăticul tău duios. Bun venit, căluțe drag, Solomon te-așteaptă-n prag. Nu știam unde ne ești, totu-i trist când tu lipsești. Toată secția te iubim, că ca tine n-o găsim, n-o găsim! Bravo! Bravo! Vă mulțumim! Da. Dar unde-i Mozart? L-ați adus, nu? Păi dacă am promis, se poate. Uite-l! A făcut o conservă. Ia! Așa, play! Dar ce e asta? Mozart! Să nu spui că nu cunoști aria, că e foarte cunoscută.
Băi, Solomone, ia stai așa puțin. Tu nu cumva te dai mare amator de Mozart, așa ca să-mi intri mie în grație ca un lingou, știind că îmi place muzica lui? Șeful, eu nu pe Mozart compozitorul am zis că-l iubesc. Eu mă refeream la poneiul meu. Haideți, mi l-ați adus sau nu? De unde? De unde l-ați dus? Haideți, dați-mi repede, că sigur deja plânge după mine. Băi, Solomone, tu ai nebunit? Da. Păi ce treabă am eu cu poneiul tău? Șeful, nu o dați la întors că ați zis că e la dumneavoastră. Îl vreau pe Mozart imediat, că e ca și copilașul meu. Și un tătic e în stare de orice, de orice pentru copilașii lui. Dați-mi! Hai, acum ți-l aduc copilașul, Mozart, poneiul. Acum, mă duc în mașină, mănâncă fân. Ai răbdare, ai imediat. Stai, băi, ține-l bine acolo, băi! Ați văzut, bă, ce autoritate am căpătat? M-am impus chiar și în fața șefului. Solomone, ești destituit în funcția de șef de secție. Luați-mă, duceți-l la arest, țineți-l acolo până ies din cap toți Mozarții de pe pereți. Nu vreau pe Mozart! Dați-mi pe Mozart! Băiat tânăr. La nebunii funcția, nu era pregătit. Cu siguranță, dar eu sunt șef. Poponeț. Da, șef. Să trăiți, sunt pregătit pentru preluarea postului. Sper că nu ai uitat de înțelegere. Conducem împreună, da, frăția Petreușe. Om vedea. Șef, când intru în pâine? Când... Da. Șef. Poponeț. Da. Mă, tu ai mai fost șef de secție. Da. Și Chiorete la fel. Păi mă gândesc să pun pe altcineva nou, așa, să se obișnuiască cu responsabilitățile. Matescule, începând de clipa asta, ești nou șef de secție. Vă mulțumesc, șef! Hei, ce faci, mă, ridică-te! Un șef trebuie să fie demn! Demn să trăiți! Demn! Mă mulțumesc! Demn! Sper că nu uita de înțelegerea noastră, frăția Petreușa ta. Om vedea! Să trăiți! Chiorete, hai repede acasă, că la noi în beci se întâmplă niște fenomene paranormale. Tot apare și dispare catavrul Scalzone. Catavrul Scalzone? Da, șeful e bașcălie. S-a înțeles cu idiotul de mușchiulică să-și bată joc de noi. Da, ca să se răzbune, că noi am băgat pe ei în poliție și am băgat-o pe Sofica. Am fost noi, șeful, acolo și am verificat. Sunt hohaiele. Băi, vezi, fii atent că te bag în arest lângă colegul tău de alarme false. Nu vreau în arest, șeful, nu. Trebuie să fiu acasă, că vine comisia de handicap să mă verifice și trebuie să fiu acolo. Dacă nu mă credeți, veniți să verificați. Nu, Mateescu are dreptate. Da. Nu puteți să-l arestați până nu verificați dacă alarma e falsă. Stai liniște. Da. Te iau de un chestor, se poate? Chiorete, Poponeț, pas alergător și verificați. Hai! Hai, mă, ce vă uitați așa la mine? Păi, eu sunt șef acum. Trebuie să stau să coordonez secția. Nu-i așa, șefo? Corect. Dar de data asta poți să faci o excepție. Du-te împreună cu ei și o coordonez eu până vii. Da? Hai. Înțeles, șefo? Hai, mă, hai. Hai. Înțeles. De data asta, mă. Acum pot să vă dovedesc că nu sunt nebun. Unde ziceai, mă, că e Scalzone? E în beci, l-am văzut noi. Aha, ați văzut că și l-au văzut? L-ați văzut? Bă, dar nu se nebună, cercați odată, bă, tâmpiților, după ei trebuie să-i convingeți, bă, că-s nebun, ci pe aia de la comisie. Pe noi ne-a convins deja. Mișcă înapoi la secție, hai. Stai, domne, că vă pot dovedi că nu sunt nebun. Uite, A plus B totul la pătrat este egal cu A pătrat plus B pătrat plus 2AB. Într-un triunghi isoscel, suma pătratelor catetelor este egal cu pătratul ipotenuzei. Vrei să o spun și vreți? A pătrat plus B pătrat plus 2AB este egal cu A plus B totul la pătrat. Corect. Ați venit! Vă felicit, domnule Gogoașă. Îmi dați indemnizația? Nu, tocmai de-aia v-am felicitat că ați scutit bugetul statului de o plată. Sunteți un patriot. Cu cine am onoarea? Vasilescu, de la Comisia pentru Evaluarea Handicapului. Și pot să vă cunosc mai bine? Doar dacă aveți un handicap. Are o grămadă să știi. Ce handicap am eu, mă? Păi ești plin de handicapuri, mă, uite, primul că ești chiar. Bă, terminați, bă, că am venit aici cu treaba, vreți să ne facem de râs? Hai, încărcați-l pe ăsta și repede cu el la secție, hai! Dar de ce, domnule, că nu vreau la secție? Vă pot dovedi că scalțunii suntem pe aici, haideți cu mine! Coșurele, că ajungem acum în cuibușorul nostru de nebunim. Chiorete, nu vreau, mă! Lene și ăsta, mă, n-ai văzut așa ceva.
Asta e Ramon? Ne-a dus aici ca să ne călărească măta? Acă... Doamna, sărumână! Sărumână, tăi! O să ne-o plătești! Raspă-l-o! Dar ce a făcut? De ce trebuie să vă plătească? Ce a mințit organul, tanti? A spus că e scalțon aici! Păi și ce lăsați de pedepsit? Lăsați-i cu el, că organul trebuie respectat! Că și sofica mea este organ! Și vreau să cred că bobocica mea este respectată 24 de ore din 24! Umflați-l! Da să trăiți! Hai, hai, ieși! Ia de ce era aici? A făcut vântul meu! L-am văzut cu ochii mei! Ce-mi făcut mie, macaronare? Nu mai are dare! Ce faci, bre? Păi ce, că m-ai strânit toată cu gemetele tale! Nu mai are răbdare să ajungem până la dorulet! Auzi? Ăsta nu e al tău? Deci la tine era? Eu dreptate aia! L-am găsit sub pernă! Ai fi uitat sub pernă când am dormit aici? Și tu de ce n-ai țipat dacă te-am uitat? De ce? De ce? Că din cauza ta mi-am pierdut și funcția! De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Ce fac? Am ajuns o bestie! Iartă-mă! 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 Unde ziceai, mă, că ești? Nebune, ne-am pins ăsta în drume, nu? Păi, n-ai văzut, mă, să încurc ăsta, n-ai văzut. Păi, știu să ne gândesc. Păi, știu, eu de-aia am și făcut urma că m-a ies pus să tot distrează el la filmare. Acum să vă dovedesc că am fost nebun. Nici acum ne răzece? Mi-ai păi, da, mă fiesc cu știind că trebuie să vină el să se împiedice și a zis, dacă să mă împiedic să mă umple râsul, mergea și eu, mâncați așa, să vezi cum mergea. Și eu dă un serio, i-am dat una peste genul, aaa. Deci mergea așa. N-ai văzut. Mergi, bă, normal, să te împiedici și râs, și o să te scui pe gri, hai. Să vă dovedesc că chiar nu sunt nebun. Atenților! Trebuie! Unde ziceai, mă, că ești? Da, dar știi cum era Matez, cu întors cu spatele, nu vedea nimeni. Neatenților, ce era de-aia? Era cu groapă la urechi. Cum ești chiar Matez? S-a întors așa. Neatenților! Mi-a părut că a vărsat o lacrimă, de ce?